Bună seara, bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic, singura emisiune de sit-down comedy drink din România. În episodul de azi nu știm despre ce să vorbim, pentru că am sărăcit. Honestly, am vrut să vă zic asta, că are rost să pornim dacă nu știm despre ce vorbim și deci ce suntem... facem. Da, stau mai tare. El e druidul. Știe toată lumea. Știu, mă, ești... Da, dar puține, doamne, îți cunoaște fizionomia facială. E, că parcă facială contează. Ziceam că eu, de exemplu, sunt atât de sărac că nu-mi permit nici măcar să am păreri despre bani. Sunt atât de sărac. Pare rău. Eu spun despre cât de sărac eram. Cât de sărac erai? Cu frații mei. Când zic frați, nu mi-am permis nici frați adevărați. Frații mei, adică prietenii mei, de sărăcie. Da. Noi, ca să nu ne permitem ceva, făceam chetă. Dacă aveți voi alte... Eu am fost atât de sărac, când am fost mic, atât de sărac, încât într-o zi mi-am dat seama cât să mă apuc să muncesc. Eu, când am fost mai tânăr, că acum nu sunt chiar atât de sărac, eu atât de sărac că eram, nu-mi permiteam nici să dorm. O, dă o fos. Adică? Nu aveam bani de liniștea dormitului. Și stăteam stresat non-stop. Știu cum e, că și eu nu-mi permiteam să dorm și de-aia eram așa de obosit că m-aș fi culcat cu oricine. Atât de sărac am fost, erau vreo două săptămâni în școală când eram în facultate, atât de sărac eram că mă duceam numai așa să mă simt eu bine cu mine pe budă. Dar nu făceam nimic. Numai stăteam. Că n-aveai ce să... Da? La un moment dat... N-aveam nici cu ce să... Am fost atât de sărac lipit pământului că am inspirat un nou superglu. Deci eu am fost inspirație pentru un superglu, eram lipit pământului, n-ai văzut așa ceva. Și apropo de... Adică inspirat pentru un superglu. Adică m-a văzut cât de bine stă la lipit pământului, da. Și le-a venit formula chimică și a făcut un superglu. Eu pentru un prenadez am inspirat, mi-era atât de lipit de șale burta. Apropo de inspirat, și asta n-are nicio legătură, mi-am adus aminte. Iertați-mă, vă știți că datorită mie, dacă te gândești la adevărata cauza fast food-ului, din cauza mea au venit Burger King în România? Da, mă. Ce? Și din cauza ta au plecat? Nu știu din ce cauza, din cauza românului care mănâncă sănătos. Să nu mă ridic de la masa asta, mă, cioco. Fii atent. Erai un prințișor și urma să fii rege. America, sau nu, zici tu așa, nu, America. Să orbesc aici dacă te mint. Bum, bum. Nu. Ce? Sam Valley, prin vara lui 2000, deci chiar la un an după ce eram, nu 99-2000, conferință international, tot Burger King Corporation făcea o întâlnire de vară. Cuvinte, Burger King, vine, Synergy, da, Corporation, vine, meeting. Vine o cucoană, eram la patinaj, vine o cucoană așa 40 ceva de ani, simpatică, cu ecuson, cu mai multe să patineze, unde lucram eu. Eu eram cu ce să facă și ea? Să patineze. Să patineze, era patinaj. Tu aveai ecusonul mai mic atunci. Ecusonul mai mic de rapidie. Deci ea avea o vârstă patinată așa. Avea o vârstă bună. Dar avea de asta cu Burger King. Între timp i-a crescut ecusonul, i-a crescut păr la ecuson. Îi încape tot numele acum. Cârligul, da. Deci doamna la o vârstă încă mai patina, că știu că după vârstă nu prea mai patinează, dacă înțelegi ce vreau să spun. Înțeleg. Face... Păi de-aia venea la patinoar. Voi râdeți, glumiți, mă, dar vă spun sincer și știu că îmi povesteam că așa a fost drăguța. Hello, can we go skating? Yes, ce mărim vreți? I give you this, I give you that. Că se văd ce-s tot. Ce mărim vreți. Și ea cu un ecuson de la mare și acolo VP... Și ea cu un ecuson. Nu mai ecuson mare, nu știu ce, și scria numele ei, Burger King, toți aveau sigla, bă, Dita mai ecusonul, și acolo scria ceva de... Și m-am uitat la ecusonul ei. Nu și am zis, ah, Burger King is really cool, I like Burger King, dar păcat că we don't have Burger King. Și era ceva de genul... Se întâmplă prin corporații, că te uiți ochi în ochi cu omul și el zice, ecusonul meu e aici, așa. Și mă întreabă tipa, da, absolut așa, firești Londres patinele. What do you mean că n-avem Burger King? Și zic, de unde vine eu? Din România nu este Burger King. Is that a country? Dude, așa, o stat așa și a zis. Is that a like, planet? Really? You don't have Burger King? Zic, nu, dar avem McDonald's. Era deja McDonald's în Piața Mihai Viteazul și Mac din Mănășturi. Și a zis, aia s-a uitat așa și a zis, come on, you gotta have Burger King. For real? Zic, nu avem Burger King. Câte trebuie? Nu. O stat aia un pic. Osta a râzând cu gagii celelalte, două erau trei, patinau și zicea aia, nu, zice, that's an interesting piece of information, că mergem și discutăm și vedem că dacă este McDonald's, you should also have Burger King. Și tot zice,
ziceam, da, și... doamna, trebuie nu știu ce. Nu te-a întrebat? Doi, un an jumate mai târziu când am venit, asta era prin 2000, nu știu când, dar știu că am venit acasă după vreme și se anunța ai cu... Ai cumpărat de la McDonald's un Burger King. Nu mă, după vreo 2 ani când am văzut treaba asta am fost ceva de... Aveți în România? Vă aduc eu. Vrei și cartofi cu Burger King-ul tău? Cred că așa a făcut cineva ca tine când s-a dus în India pe undeva și a zis hai cât țăgan pe aici, noi n-avem. Poftim? Nu se poate. N-aveți țăgan în România? Nu. Bă, după un an jumate, nu mai mult, ori veniți. Deci, mă, numai ideea că aia s-a opidus a doua zi undeva și a zis ce-a zis băiatul ăla? Din ce țară o scăie? Rwanda, Raweni, Riu, nu știu ce numai România. România, n-avem România. Dom'le, ați vedeți despre ce vorba? Bă, râde, să vezi că eu cum a apărut, să plângea unul că nu lustră curul în România. Tot așa. Mâncam-ați curul, vă mai zic una și credeți că glumesc. Care din voi ați văzut Terminal, filmul cu Tom Hanks, Terminalul? Când ești, rămâne el... Da, acolo... el vine din ceva Belgravistan de ăla de țară, nu știu ce. Are o expresie, are un leitmotiv, un tic verbal pe care îl folosește în film. Zil. Hopa. Hopa. Da. Hopa. Tom Hanks, dați, mutați în clipa asta dacă vreți și uitați-vă la... Nu în clipa terminal. Asta, după ce se termină. După ce se termină. Nu de la un tip care a zis, aveți, nu, nu. Aveți hopa la voi, nu? Nu, și nu. Și a adus hopa în țară. Nu, nu, de la Bob. De la Bob la patinoar, a venit Tom Hanks să patineze. Bă, las-o, dracu. Acum și Arnold a zis, I'll be back, pentru că ai zis tu. Hai, lasă-mă. Okay. Și te-ai întâlnit cu Arnold, parcă, nu? Normal, evident. Tom Hanks conduce o Toyota, un Land Cruiser de, hai, conducea, de prin 60 și ceva. Quadridimensional, că nu acum. Acum nu te-ai întâlnit cu el săptămâna trecută. Nu, dar când m-am întâlnit cu 2003. Conduce 3 Toyota. 6. Fii atent. Tom Hanks vine la patinoar și mă vede cum lucram acolo. Lucram cu tot felul de copii. Mai veneau noștri români în vizită, povesteam Tom. Și-a venit Tom Hanks, căzut odată, filmul în care era căzut... copil. Cum? Tom Hanks, filmul în care era copil, a venit la patinoar. Nu. După aia a dansat pe niște pianuri mari și... Era și Rain Man. Știu și filmul, că e drăguț, dar nu. Nu copii. Tom Hanks își lega patinele, a ieșit-o patinat. Ca un om normal. Zel, da, ca un om normal. Patina, patina. Și patinau niște copii de ăștia mici. Patinau niște copii de ăștia mici. Și unul dintre ei, tot o alunecat, tot o căzut. Și eu cum eram afară, de vreo două l-am ridicat. Dar când o căzut, chiar dacă eram... Adică sunt român, dar eram în America. De două ori mi-au scăpat. Hopa, come on up, let's get again. Hopa, upsi, am zis upsi. Dar de vreo două ori am zis hopa, hopa. Și ăsta l-am văzut când și-a aruncat așa colțul ochiului. Și-a scos carnețelul ca tibi. I-a scris hopa și după 8 ani, hop, hop. Da. Mă, voi, bă, voi credeți că eu glumesc, mă, și toate astea le-am, pe toate astea le-am studiat și le-am văzut. O trecut câțiva ani, o fi ținut în minte treaba și când s-a pus problema în filmul, în filmul ăsta fosului, în nu, Terminal, că e unul din Europa de Est, ăla și-a dus aminte. Am văzut un sambeliu român eu... care a zis hopa. Eu... Și în film o folosește și în film hopa. Putea fi valeu, 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 dacă era... Am fost cu un prieten pe stradă și am văzut o tipă nu foarte faină și pentru că el era mai țărar, am zis să fiu un ton cu el și am zis, ai ce aș f*** pe asta. Bă, și n-aud de atunci pe stradă, ai ce aș f*** pe asta. Vorbesc serios. Da, mă, dar de la toată lumea, mă. Și asta s-a întâmplat de mult. Deci, practic, ai lansat o modă? Am lansat, ai ce aș f*** pe asta. Da. Și folos... nici măcar nu vroiam asta, deci îți dai seama, povestea, ironia, știi, de fapt, că nu vroiam asta, dar a ieșit asta, nu sunt ăsta, dar am zis asta și s-a ajuns la asta, nu? Ok, fost înainte deci eu am fost sincer cu frații mei, dar dacă e așa, nu vă mai povestesc nimic. Stai că mi-am amintit că ne tot gândeam cât de săraci hopa, am fost. De la mine a luat Tom Hanks. Și eu am fost atât de sărac încât dacă îmi băgai doi șobolani în burtă, după două zile se mâncau între ei și nu duceam nimic acolo. Ne cerem scuze. Eu vorbeam, eu vă spun de influența pe care au avut-o românii în străinătate și voi. Păi și eu. Tot despre asta vorbeam, că de foame au avut influența asta. Foame. Noi toți am fost săraci, mă. În ziua de astăzi studenții nu mai sunt săraci. Le trimit părinții. Nu, trebuie să fac video ce. Unde, mă? Te duci și mănânci cu 10 lei felul 1, 2 și 3, mă. La nu era, noi n-am prins așa niciodată. Ceva. Niciodată. Noi mâncam felul 1, 2 și 3 de pe jos. Cucu, din cartiere diferite. Cucu e atât de bătrân, când era el în facultate, nu se inventase felul 2. Dar știi că am ieșit, eram în clasa a 4-a, știi, și ies, și eu eram în clasa a 8-a și văd un copil zic, bă, ne simți de la cum fumezi așa tânăr? Era Gică Petrescu, mă.
putem, deci la așa am ajuns la punctul la care putem să terminăm. Oricum avea dreptate Tibi că nu știm despre ce vorbim. Ăsta e adevărul, ăștia suntem noi. Ce vedeți voi de două ori pe săptămână e rezultatul unei regii. Iară vorbește asta, mă. Dă o bomboană de aia de teleportat. Vrei un Listerin care pișca? Nu, las-o că m-o pișca limba până în fund am simțit-o. Las-o, dracu. Dă o bomboană de aia de teleportat să mai... să mai... ajungem în Cretaci, că am speriat dinozaurul cu râsul nostru ultima dată. Acestea au fost... Tibi, vrei un tuțirol? Oh, da. Noapte bună, copii!